clădire cu cheltuială se ține. Asta ne demonstrează și imaginile următoare, în care protagoniștii principali sunt Bogdan Ionescu și iubita Sheila. Păi unde sunt luxul și opulența la ele acasă dacă nu în Saint-Tropez? Cei doi porumbei au petrecut în cel mai scump club, unde numai milionarii de top au acces. Iar aici o sticlă de șampanie ajunge să coste chiar și 10.000 de euro, iar un singur fel de mâncare depășește 200 de euro. Îndrăgostiți și cu zâmbetul până la urechi, Bogdan și Sheila au petrecut până în zori. Ea, îmbrăcată cu o rochie mulată, neagră, el, elegant ca de obicei, cu un costum care îi venea perfect, au dansat și s-au distrat de minune în cel mai luxos club din Saint-Tropez. Iar Sheila știe să se miște, nu glumă. Nu e de mirare că afaceristul e tare mândru lângă ea. Dar parcă și șampania are alt gust în celebrul club, mai ales când e adusă cu atâta fast. Cu siguranță, fericitul cuplu nu s-a uitat la bani, mai ales că acest club este faimos nu doar pentru atmosfera incendiară și petrecerile bine organizate, ci și pentru prețurile piperate. Adevărul e că locația este una de-a dreptul spectaculoasă și își merită renumele din plin. Dar atunci când iubirea e mare și resursele financiare suficiente, nu te mai uiți la prețuri, faci tot posibilul ca iubii să aibă parte de tot ce e mai bun și mai rafinat.